Noul cod fiscal a creat oarecare nelămuriri printre contribuabilii buzoieni care, cu toate acestea, au început să-și plătească dările către municipalitate imediat după sărbători. Au venit oameni să plătească? Au venit. Și în special aceeași categorie, și anume pensionari. Da, care sunt cei mai conștiincioși? Da. Cam ce sumă s-a strâns până acum? Cam în jur de 6 milioane de lei. 6 milioane de lei? Însemnând 60 de miliarde. Proprietarii de case, apartamente și terenuri au achitat impozitele aferente conform noului cod fiscal. Elementele noi care au apărut în noul cod fiscal privind impozitarea sunt următoarele. La clădiri se va plăti în funcție de destinația clădirii, rezidențială și nerezidențială. La teren se va plăti întreaga suprafață de teren, atât cea construită cât și liberă. Se va impozita cota indiviză la apartamente. Un alt element de noutate, nivelul majorărilor este de 1% din cuantumul obligațiilor bugetare. Ca exemplu, dacă un proprietar de apartament a plătit în 2015 suma de 900 de lei ca impozit, anul acesta el va achita aproape 100 de lei. Numai că înainte de a-și putea plăti impozitele, buzoienii sunt obligați să scape și de celelalte datorii către primărie. Și ca modalitate de plată, se sting întâi creanțele reprezentând amenzi individualizate în titluri executorii, chiar dacă debitorul solicită plata altui debit. Asta presupune că nu putem plăti, de exemplu, impozitul pe locuință dacă nu achităm întâi amenziile. Persoanele fizice care achită integral impozitul până la 31 martie beneficiază, ca și în ceilalți ani, de o bonificație de 10% din totalul sumei.